Acest expozant, proiectat și construit de Rinaldin, este disponibil în două versiuni. Expozant de agățat pe perete și expozant de ținut pe teșgheaua magazinului. Expozantul de agățat pe perete este format dintr-un panou care conține 20 de benzi orizontale, în care sunt introduse cele 20 de mostre. Dacă urmează să fie afișate mai mult de 20 de mostre, două sau mai multe panouri pot fi plasate unul lângă altul. Panoul este echipat cu o agățătoare, astfel încât să poată fi agățat ca orice alt tablou. Introducerea și prelevarea mostrelor este simplă. Expozantul care urmează a fi ținut pe teșghea este format dintr-o bază pătrată de 20 de centimetri și un suport vertical de care se fixează două panouri, unul opus celuilalt. Fiecare panou conține 20 de mostre și, prin urmare, cantitatea maximă de mostre afișată este de 40. Expozantul poate fi rotit cu ușurință cu două degete. Avantajul acestui expozant constă înainte de toate în faptul că poți identifica cu ușurință culorile de ales. De asemenea, este posibilă afișarea mostrelor de paspartu cu decorațiuni, pentru a atrage clienții să aleagă paspartu-uri decorate. Când deschideți pachetul, veți găsi baza pătrată, un cilindru metalic care acționează ca pivot între bază și suportul vertical, cele două panouri care sunt deja atașate de suportul vertical. Introduceți cilindru metalic în orificiu de la baza suportului vertical și apoi introduceți totul în orificiul din baza pătrată. Expozantul de teșghea este gata.